La ora actuală văd că Dumnezeu ne ajută, ploaie este, iarba este, culturile sunt foarte bune, porumbul este însămânțat deja și ieșit, a răsărit ca lumea. Acum așteptăm să tocăm, să trăierăm, să cosim lucerna, lucerna deja săptămâna viitoare o cosim, balutăm și ne pregătim pentru hrana animalelor pentru la iarnă. Dacă ne mai ajută și avem încă vreo două, trei ploi din astea așa cum a fost până acum, cred că facem vreo patru coase la Lucena. Anul trecut am făcut numai o coasă. O coasă anul ăsta patru? A doua coasă n-a fost de coasă, după aceea a venit seceta și a rămas, nu, nu s-a să cosești, că avea 10 cm. Sperați că anul acesta hrana să fie pe măsură și animalele să fie sătule? Sigur că da. 99% sperăm să, să avem un an bun după cum am pornit și muncă multă. Muncă multă, că dacă nu muncim și nu ne pregătim hrana, nu ne facem hrana de e, vara, indiferent că este duminică, că e sărbătoare, noi nu avem. Noi suntem pe câmp. Pentru că dacă astăzi e sărbătoare și n-am treierat, n-am cosit, n-am făcut fânul, mâine vine ploaia. Și vine o ploaie de două, trei zile și acel fân se numește îngrășământ pentru pășuni sau pentru culturi.